Acest material este realizat cu susținerea financiară a Uniunii Europene în cadrul programului UE Măsuri de promovare a încrederii implementat de PNUD. Opiniile expuse aici nu reflectă în niciun caz poziția oficială a UE și PNUD. Aparatele de zbor mereu au atras atenția oamenilor. De fiecare dată când vedem un avion pe cer, ridicăm privirea sus pentru a-l zări. Anton Danici este un tânăr din capitală care de 12 ani a înțeles că viața fără dezvoltarea tehnologiilor ar fi mult mai grea. Tânărul creează aparate de zbor unice în țara noastră, iar istorie o aflăm în acest material. Anton are 34 de ani și este pur și simplu îndrăgostit de aparatele de zbor. Experiența sa în domeniul aviatic a început acum 12 ani, când pentru prima dată și-a propus să realizeze elicoptere radioghidate, apoi să le repare și să le deservească. Am fost într-o deplasare de serviciu în Europa și mi-am procurat un elicopter model care zbura cu radiocomandă. Mi-am îndeplinit visul copilăriei, pentru că toată copilăria mi-am dorit o astfel de jucărie. Bine, o parte din copilărie, astfel de jucării nici nu existau, o altă parte nu era posibilitatea pe timpurile acelea să-mi procur o astfel de jucărie. Și iată, ieșind în deplasare, mi-am procurat, am înțeles că da, într-adevăr, asta este ceea ce am tins eu toată viața mea. Și cred că de acolo a început ideea ca să încep o astfel de activitate. A creat primul elicopter în anul 2010. Aparatul se alimenta cu benzină, mai apoi tânărul s-a orientat spre drone care ar putea să ridice în aer o cameră de filmat. Erau timpuri când camerele încă nu zburau, să zicem așa. Și iată, în perioada aceea, noi și colegii am elaborat și chiar am scos pe piață câteva soluții pentru cinematografie aeriană. Erau elicoptere comandate de la sol cu cap girostabilizat pe care se instalau camere de cinema și aceste sisteme au lucrat intens la crearea de producție video în cinema, în industria muzicală, în industria publicitară, nu doar la noi, dar și peste hotarele țării. Deci iată, a fost așa o perioadă când noi livram aeronave fără pilot care nu existau atunci pe piață. Astăzi deja s-a schimbat, fiecare poate merge la magazin și să-și procure o aeronavă cu care poate ridica în aer o cameră. Pentru a avea un spațiu doar al lui unde să lucreze, Anton a amenajat un atelier dotat cu toate cele necesare. Aici e o temperatură constantă de plus 20 de grade Celsius, condiția optimă pentru buna exploatare a utilajelor și prelucrarea materialelor pe care tânărul le folosește la crearea acestor păsări de fier. Materializarea a oricărui obiect care ne-l putem imagina începe prin digitalizarea acestuia. Deci digitalizarea poate începe, iată aici la locul meu de muncă improvizat, unde am calculatoarele și pot schița toate ideile pe care le am, întâi iată pe suport de hârtie și în momentul când deja ideea este formată, începem să o schițăm și în format digital. Această lucrare începută urmează să devină un avion industrial de supraveghere, proiect la care Anton împreună cu echipa lucrează de mai bine de o jumătate de an și are nevoie de tot atâta timp ca să-l ducă la bun sfârșit.
aeronava, când va fi gata, va servi drept platformă pentru un șir de posibilități. Deci, precum supraveghere, supravegherea ariilor extinse de teren, supravegherea frontierelor de stat, supravegherea obiectivelor strategice. Deci, va fi o sculă utilă în mâinile organelor abilitate pentru a le oferi o gamă largă de posibilități. Va putea fi folosită cât în industrie pentru a face, să zicem, hărți în spectru aproape termal, pentru a-și da seama de calitatea și cantitatea, să zicem, culturilor agricole. În același timp, dacă se dotează sau se echipează cu echipament specific survolării sau supravegherii cărorva obiecte strategice, atunci va putea îndeplini acele operațiuni. Mergem spre aerodromul din Vadului Vodă pentru a pune teoria în practică și să vedem de facto cum aparatele de zbor lucrează. Avioanele, elicopterele și dronele create de către Anton Danici sunt folosite pe larg în diverse domenii, inclusiv și în agricultură. Spre exemplu, acest hexacopter are un diametru de circa 2 metri și poate fi echipat cu un rezervor de 25 de litri pentru stropirea culturilor agricole. Aerodromul din Vadul Vodă este locul perfect pentru a testa aeronavele fără pilot, care le pregătim la atelier. Iată, astăzi, în special, suntem la procesul de deconservare după perioada de iarnă a acestei aeronave, care este un hexacopter de dimensiuni medii, cu masa maximă la decolare de 50 de kg. Deci, după ce a fost conservat pe timp de iarnă, astăzi ieșim, trecem prin șir de proceduri pentru a verifica toate sistemele, avionica, sistemele de propulsie, sistemele de stocare și furnizare a energiei. Aeronava a fost proiectată cap-coadă de către Anton, lucru care i-a luat mult timp și foarte multă pricepere. La această aeronavă noi am lucrat acum 3 ani. Mare parte să demonstrăm că se poate, pentru că doar se vehiculau atunci zvonuri, că ar apărea, că a izvori, să spunem, cândva domeniul acesta de aplicare a substanțelor agricole cu aeronave fără pilot, și am hotărât să vedem dacă se poate. Și s-a demonstrat atunci că se poate, doar că, să zicem, piața Republicii Moldova nu era pregătită în perioada aceea pentru integrarea asemenea tehnologiei. Aeronava care poate fi folosită în agricultură dintr-o trecere peste o plantație poate acoperi o suprafață de stropire de circa 5 metri lățime, iar un singur zbor are capacitatea de a stropi până la 2 hectare de culturi agricole. Din punct de vedere a aplicării substanțelor agricole, când este instalat modulul agricol, aeronava este capabilă să stea în aer circa 20 de minute cu încărcătură maximă și să zboare la diverse altitudini. De ce zic altitudini? Pentru că înălțimea este mai puțin relevantă. Când aplicăm substanțe peste culturi, înălțimea de zbor ar trebui să fie circa 3-4 metri maxim deasupra solului. Dar livezile sau grădinile în care urmează a fi aplicate aceste substanțe pot să se afle la diferite altitudini și proprietatea aerului să fie diferită. Deci capacitatea lui tehnică este de a opera până în 2000 de metri deasupra nivelului mării, cu încărcătura lui maximă utilă.
îmbrăcăm acești ochelari, vom vedea imagine în timp real. Noi un pic acum ne rotim. Viitorul aparține tinerilor, cei care îndrăznesc merită să ajungă cât mai sus. Important este să nu se oprească și prin talentul lor să ne ducă faima în toată lumea. Acest material este realizat cu susținerea financiară a Uniunii Europene în cadrul programului UE Măsuri de promovare a încrederii implementat de PNUD. Opiniile expuse aici nu reflectă în niciun caz poziția oficială a UE și PNUD.